numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Bucură-te, Ierusalime, adunați-vă voi cei care iubiți. Bucurați-vă și veseliți-vă cei care ați fost întristați, ca să tresăltați și să vă îndestulați din belșugul mângâierilor sale. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează va avea lumina vieții. Lăudați să fie Iisus Hristos! Zilele voastre, părinți concelebranți, părinți profesori, dragi persoane consacrate, dragi și iubiți credincioși, iubitori ai Cuvântului Divin, dragi și iubiți credincioși, uniți cu noi prin intermediul internetului și a radioului Maria. Astăzi celebrăm Duminica Letare, care vrea să spună bucurați-vă, așa cum am început cu antifona de la intrarea la Sfânta Liturghie. Dar astăzi mai celebrăm și Duminica Luminii și această lumină o găsim în Sfânta Scriptură, în Iisus. Astăzi celebrăm așadar și Duminica Bibliei. Pe întreg teritoriul diocezei noastre. Cu toții ne strângem în jurul lui Iisus, în fața cărții sfinte, pentru a-i aduce lui Dumnezeu preamărire și mulțumire. Ne vom umplea astfel de lumină cu care să ne bucurăm în drumul nostru de credință. Vom participa astăzi cu însuflețire la ascultarea Cuvântului Divin, la Sfânta Predică și la sfârșit la prezentarea noii ediții a Sfintei Scripturi a Bibliei de la Iași, lucrare care a fost posibilă în seminarul nostru prin munca profesorilor noștri coordonați de către zelosul părinte profesor Alois Bulai și colaboratorul său Eduard Pătrașcu. Este un prinos pe care în această Duminică a Bibliei îl aducem cu toții și într-un chip deosebit îl aduc profesorii noștri. Să-l primim cu bucurie ca să avem lumina vieții cu noi. Pentru a celebra acest moment sfânt, îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele și spunem din inimă, mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Marie, ururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Să ne rugăm. Dumnezeule, care prin Fiul Tău împlinești în chip minunat împăcarea neamului omenesc, Tăi te rugăm poporului creștin harul să iasă cu credință vie și cu evlavie generoasă în întâmpinarea sărbătorii Paștelui care se apropie, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea întâia lui Samuel. În zilele acelea, Domnul i-a spus lui Samuel, umple-ți cornul cu un de lemn și du-te. Te voi trimite la Iese, cel din Betleem, căci am văzut între fiii săi un rege pentru mine. Când ei au venit, Samuel l-a văzut pe Eliab și a zis, cu siguranță unsul Domnului este înaintea lui. Domnul i-a zis lui Samuel, nu te uita la chipul și înălțimea staturii lui, căci l-am îndepărtat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ochi, Domnul însă se uită la inimă. Iese i-a făcut pe cei 7 fii ai săi să treacă prin fața lui Samuel. Samuel i-a zis lui Iese, Domnul nu l-a ales pe niciunul dintre ei. Samuel i-a zis lui Iese, aceștia sunt toți fiii tăi? El a răspuns, a mai rămas cel mai mic. Iată, păzește turma. Și Samuel i-a zis lui Iese, trimite să-l aducă, fiindcă nu ne vom așeza la masă până când nu va veni aici. Iese a trimis să-l aducă. Era roșcat, cu ochi frumoși, și plăcut la vedere. Domnul i-a zis lui Samuel, ridică-te și unge-l, el este. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David din acea zi încolo. Cuvântul Domnului. Oh.
Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, odinioară erați în întuneric, acum însă lumină în Domnul. Umblați ca niște fii ai luminii, căci rodul luminii constă în toată bunătatea, dreptatea și adevărul. Discerneți ceea ce este plăcut Domnului și nu luați parte la faptele fără rod ale întunericului, ci mai degrabă denunțele, căci este o rușine chiar și numai să se vorbească despre faptele săvârșite de ei în ascuns, pe când toate cele denunțate sunt dezvăluite de lumină. De aceea se spune, trezește-te tu care dormi și ridică-te dintre cei morți, iar Hristos te va lumina. Cuvântul Domnului. Lumii, spune Domnul, cine mă urmează va avea lumina vieții. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus a văzut un om orb din naștere. Discipolii lui l-au întrebat zicând, Rabi, cine a păcătuit că s-a născut orb, el sau părinții lui? Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci este astfel ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Noi trebuie să săvârșim lucrările celui care m-a trimis atât timp cât este zi. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii. După ce a spus acestea, a scuipat pe pământ, a făcut tină cu salivă, i-a pus tina pe ochi și i-a zis, du-te și spală-te la piscina Siloe, care înseamnă trimisul. Așadar, el a plecat, s-a spălat și s-a întors văzând. Atunci vecinii și cei care îl văzuseră mai înainte, că era cerșetor, au zis, nu este el cel care ședea și cerșea? Unii spuneau, el este. Alții ziceau, nu, dar seamănă cu el. El a zis, eu sunt. Așadar i-au spus, cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns, omul care se numește Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis, du-te la Siloe și spală-te. Deci m-am dus și după ce m-am spălat, mi-am redobândit vederea. Ei i-au zis, unde este acela? El a spus, nu știu. L-au dus la farizei pe cel care fusese orb. De fapt, era sâmbătă, ziua în care a făcut Iisus tina și i-a deschis ochii. Farizeii l-au întrebat din nou cum a început să vadă. El le-a zis,
mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Câțiva dintre farizei ziceau, omul acesta nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ține sâmbăta. Alții însă ziceau, cum poate un om păcătos să facă astfel de semne? Și era dezbinare între ei. Deci i-au zis iarăși orbului, tu ce spui despre el de vreme ce ți-a deschis ochii? El a răspuns, este un profet. Iudeii nu credeau despre el că fusese orb și a început să vadă, până când nu i-au chemat pe părinții celui care și-a redobândit vederea și i-au întrebat, acesta este fiul vostru pe care spuneți că l-ați născut orb? Așadar, cum de vede acum? Părinții lui au răspuns și au zis, știm că acesta este fiul nostru și că l-am născut orb, dar cum de vede acum nu știm. Și nici cine i-a deschis ochii nu știm. Întrebați-l pe el, e destul de mare, va vorbi el însuși despre sine. Părinții lui au spus acestea pentru că se temeau de iudei. De fapt, iudeii se înțeleseseră deja ca, dacă cineva ar fi mărturisit că el este Hristos, să fie exclus din sinagogă. De aceea au spus părinții lui, e destul de mare, întrebați-l pe el. Atunci l-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis, dă mărire lui Dumnezeu. Noi știm că omul acesta este un om păcătos. El a răspuns, eu nu știu dacă este un păcătos, eu una știu că eram orb și acum văd. Ei i-au zis, ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Le-a răspuns, v-am spus deja și nu m-ați ascultat. De ce vreți să auziți din nou? Nu cumva vreți și voi să deveniți discipolii aceluia? Atunci au început să-l insulte zicând, tu ești discipolul lui, noi suntem discipolii lui Moise. Noi știm că lui Moise i-a vorbit Dumnezeu, dar acesta nu știm de unde este. Omul a răspuns și le-a zis, tocmai asta-i de mirare, că voi nu știți de unde este, iar el mi-a deschis ochii. Noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, ci dacă cineva îl cinstește pe Dumnezeu și face voința lui, pe acela îl ascultă. De când e lumea, nu s-a auzit ca cineva să fi deschis ochii unui orb din naștere. Dacă acesta n-ar fi de la Dumnezeu, n-ar fi putut face nimic. I-au răspuns și au zis, tu ești născut cu totul în păcat și ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Iisus a auzit că l-au dat afară și întâlnindu-l i-a zis, crezi tu în Fiul omului? El a răspuns, cine este, Doamne, ca să cred în el? Iisus i-a spus, l-ai văzut. Este cel care vorbește cu tine. El este. El i-a zis, cred, Doamne, și l-a adorat. Iisus i-a zis, am venit în lumea aceasta ca să fac judecată, pentru ca cei ce nu văd să vadă, iar cei care văd să devină orbi. Unii dintre farizeii care erau cu el au auzit acestea și i-au zis, nu cumva suntem și noi orbi? Iisus le-a zis, dacă ați fi orbi, nu ați avea păcat, dar pentru că spuneți vedem, păcatul vostru rămâne. Cuvântul Domnului. Frați, la începutul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Petru a sintetizat conținutul teologic și semnificația acestei duminici pe care o celebrăm
acum în jurul altarului. Este duminica letare a bucuriei și este duminica luminii, a luminii care vine de la Domnul. Și mai este astăzi, începând de astăzi, duminica Bibliei. Cred că ați citit scrisoarea apostolică prin care Preasfințitul instituie duminica a patra din postul mare ca o duminică dedicată în chip special cinstirii cuvântului lui Dumnezeu. Este, în fapt, împlinirea acelei dorințe intime a Sfântului Părinte Papa Francisc, prin care dorește ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie mereu mai celebrat, mai cunoscut și mai răspândit, pentru ca prin el să se ajungă la cunoașterea misterului din care iese izvorul milostivirii. Cuvântul lui Dumnezeu proclamat la această sfântă liturghie ne ajută tocmai să înțelegem cum izvorăște milostivirea din acest cuvânt dătător de viața lui Dumnezeu. Și tema, cum sublinea Preasfințitul la început, este aceea a luminii, a vederii. Începe fragmentul Evangheliei care a fost proclamat astăzi cu această notă a evanghelistului. Iisus a văzut un orb din naștere. Este declanșarea unei minuni pe care evanghelistul o prezintă scurt, concis și foarte bine circumscrisă. În mod lapidar, evanghelistul vrea oarecum să se elibereze de acest miracol pentru ca să lase loc dezbaterii care urmează. Problema era aceasta, că orbul din naștere era un semn de întrebare. Au formulat-o discipolii săi: cine a păcătuit, el sau părinții lui, că acesta este orb? Și Iisus exclude păcatul și al lui și al părinților și vrea să descopere că acest om care este exclus de credința religioasă și marginalizat de societate este cel în care se manifestă faptele minunate ale lui Dumnezeu. Și pornește Iisus de la afirmația că trebuie să săvârșim faptele luminii cât timp suntem în zi. Trebuie să săvârșim, folosește Iisus pluralul, arătând că la această lucrare suntem antrenați și noi, sunt antrenați și discipolii lui, atâta timp cât este zi, adică până atunci când vine noaptea, simbolul parusiei, când timpul pentru a lucra încetează. Și face un gest care amintește de momentul creației lui Dumnezeu. Ne spune Cartea Genezei că Dumnezeu a luat praf din țărâna pământului, a plăsmuit din ea un om și a suflat în el suflare de viață. Acum ne spune evanghelistul că Iisus a scuipat în țărâna pământului, a făcut tină și a uns ochii celui orb, trimițindu-l
la piscina Siloei, care înseamnă trimisul. Și acesta s-a dus și s-a întors văzând. Zic, este relatarea pe scurt a minunii, dar de aici pornește dezbaterea. Este luarea de poziție a diferitor categorii de oameni în fața unui eveniment pe care trebuie să-l interpreteze. Sunt oamenii obișnuiți, cei care îl cunoșteau pe orbul din naștere, care sunt derutați, sunt perplexi în fața a ceea ce se întâmplă. Intervin cei care ar fi trebuit să interpreteze evenimentul din punct de vedere religios, fariziei. Și ei încearcă, prin toate metodele, să refuze evidența. Mai întâi se îndoiesc că, într-adevăr, acela a fost un orb din naștere. Îl iau pe el la întrebări. Și pentru că nu găsesc un motiv ca să nege ceea ce s-a întâmplat, îi cheamă pe părinți la judecată, căutând în felul acesta să găsească o scăpare, să găsească o portiță prin care să refuze lucrarea lui Dumnezeu săvârșită de Hristos, care se retrage și îi lasă pe ei ca să dezbată problema. Și oamenii, părinții, pentru că erau în contextul unei judecăți în care fusese deja rostită sentința că dacă cineva l-ar fi recunoscut pe Iisus drept profet, să fie exclus din comunitate, au aruncat toată greutatea asupra copilului lor. E destul de mare, poate să vorbească singur. Și din nou, conducătorii iudeilor îl interoghează pe cel vindecat. Și acesta, cu ironie fină, subliniază faptul că cel care a săvârșit lucrarea nu poate să fie păcătos. Nu poate să fie decât omul lui Dumnezeu, pentru că nu s-a auzit vreodată ca cineva să facă un orb din naștere ca să vadă. Și fariseii refuză în continuare, mai ales că s-au simțit vizați de ironia celui vindecat care spune că vreți și voi să deveniți discipolii lui, încearcă să demonstreze că acest fapt, care nu poate fi negat, cel puțin nu este de natură divină, sau în orice caz s-ar ascunde acolo o înșelăciune, o minciună. Însă cel care a fost orb și pe parcursul întregii dezbateri, evanghelistul spune că i s-au deschis ochii, ajunge ca să-l mărturisească pe cel care l-a vindecat ca fiind fiul omului și, crezând în trânsul, l-a adorat. S-a plecat în fața lui până la pământ, adică ochii fizici care i s-au deschis la lumina lumii au constituit poarta prin care i s-au deschis ochii inimii ca să creadă în acela pe care Dumnezeu l-a trimis și care este Mântuitorul. Este istoria unui om care a ajuns de la orbire să i se deschidă ochii și istoria unor oameni care plecau de la prezumția că văd, dar din cauza împietririi inimii lor au ajuns să se cufunde în adâncul tenebrelor, pentru că în ultima discuție a lui Iisus cu cei care judecau cazul,
Iisus le scoate în evidență faptul că tocmai faptul că voi credeți că vedeți este cap de acuză pentru voi, adică nu vedeți lucrările lui Dumnezeu. Pentru că spune prima lectură pe care am ascultat-o din prima carte a lui Samuel, că Dumnezeu vede altfel decât văd oamenii. Încă de la început, protagonistul acestei lecturi, care este cuvântul lui Dumnezeu, care îl scoate pe Samuel din locul lui de la Rama și îl trimite la Betleem, la Iese, acest cuvânt al lui Dumnezeu îi spune: du-te la Iese din Betleem, pentru că am văzut între fiii lui un rege pentru mine. Și Samuel se duce și a crezut că vede, când l-a văzut pe cel mai mare dintre fiii lui Iese, pe Eliab, care era înalt și care era puternic și frumos, criteriul după care fusese ales ca rege Saul mai înainte. Dar Dumnezeu îi precizează că Domnul nu se uită cum se uită oamenii. Oamenii se uită la ochi, dar Dumnezeu privește la inimă. Și au trecut prin fața lui Samuel toți fiii lui Iese și nu era niciunul care să fi fost ales lege pentru Domnul. Și întreabă Samuel: aceștia sunt toți fiii tăi? Și ați auzit răspunsul tatălui: a mai rămas unul. Ați sesizat, a mai rămas, adică e un rest, e un surplus. A mai rămas unul care nu era bun decât ca să fie cu oile, trimis la turmă. Și Samuel, împins de cuvântul lui Dumnezeu, îl cheamă și îl vede. Ne spune în mod lapidar Sfânta Scriptură că era roșcat, cu ochi frumoși și plăcut la vedere, adică la acea vedere a lui Dumnezeu, care a văzut în adâncul inimii acestui copil și a descoperit întrânsul regele. În mod emfatic îi spune lui Samuel: cuvântul Domnului, el este. Și îl unge cu unt de lemn și menționează autorul sacru că Duhul lui Dumnezeu a coborât asupra lui din acea clipă înainte. Este lumina cu care sunt îmbrăcați fiii care s-au născut pentru biserică prin botez. Ne spune Sfântul Paul în cea de-a doua lectură, luată din scrisoarea lui către Efeseni. Este scrisoarea în care Sfântul Paul face prezentarea cea mai sintetică și cea mai organică a supremației lui Hristos asupra tuturor realităților. El care face din două una, adică desparte, desfințează zidul despărțitor dintre iudei și păgâni și formează o singură biserică. O biserică care este ca un trup, al cărui cap este Iisus Hristos. Este un templu care este zidit pe piatra fundamentală Hristos și este construită pe fundamentul apostolilor și al profeților. Este ca o mireasă iubită pe care o iubește Hristos în chip special. Și în această realitate intră toți cei care au fost botezați și prin botez au fost iluminați. Și ați auzit cum li se adresează Sfântul Paul: voi
ați trecut de la întuneric la lumină. Creștinul nu are cu cine să se bată, nu trebuie să se bată cu cineva decât cu el însuși, cu trecutul lui învăluit în întuneric, pentru ca să se arate faptele luminii. Iar acestea sunt concentrate de apostol în trei cuvinte: bunătatea, dreptatea și adevărul. Bunătatea, adică bunăvoința față de toți cei din jur. Dreptatea, adică docilitatea față de voința lui Dumnezeu. Și adevărul înseamnă eliminarea oricărui artificiu de minciună. În felul acesta pot ca să trăiască cei care s-au născut în Biserica lui Hristos realitatea nouă a luminii, pentru că faptele întunericului, spune apostolul, nici măcar nu trebuie să fie numite și noi nu ne oprim asupra lor. Reținem din această liturgie a cuvântului pentru astăzi această invitație la lumina care vine din cuvântul lui Dumnezeu și care nu este o simplă afirmație, ci este o angajare concretă în realizarea acestei realități a luminii prin bunătate, prin dreptate și prin adevăr. Psalmul responsorial pe care îl propune liturgia cuvântului pentru astăzi și care a fost înlocuit de cor după prima lectură este psalmul 23, care face o mărturisire radicală de credință. Domnul este păstorul meu. Atât. Domnul și numai El este păstorul meu. Și de aici vine concluzia: nu voi duce lipsă de nimic. Își imaginează autorul psalmului două imagini despre Dumnezeu. Una că este păstorul. Păstorul care știe căile cele mai bune pentru ca să conducă turma la pășuni verzi și la ape liniștite, la ape de odihnă. Este păstorul care atunci când se apropie noaptea știe să păzească turma cu sceptrul său, cu toiagul său, cu nuiaua sa. Și atunci relatarea rece de la persoana a treia se transformă într-un dialog personal: pentru că tu ești cu mine. Este realitatea care dă siguranță vieții. Tu ești cu mine. Și de aici îi vine în minte autorului psalmului o a doua imagine despre Dumnezeu. Este oaspetele, este cel care îl primește pe poporul fugar în ospeție, cu masa întinsă. Este o masă bogată, întinsă înaintea asupritorilor săi. O masă la care sunt prezente unde lemnul bucuriei și paharul plin de serevarsă, semnul prospețimii și al bucuriei. De aici izvorăște dorința psalmistului de a locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor sale. E dorința pe care ne-o facem a noastră, ca să locuim în prezența Domnului care este cu noi până la sfârșitul zilelor noastre.
Fraților preiubiți, în bucuria ascultării cuvintelor Domnului de la această Sfântă Liturghie și a cuvintelor Părintelui Profesor Arăis, noi astăzi aici, având în față pe Hristos în mijlocul nostru, împreună vrem cu toții să ne mărturisim adeziunea la El, spunând, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire, să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatului. Aștept învierea morții și viața veacului ce va veni. Fraților, după ce în trecut a vorbit în multe rânduri și în multe moduri părinților noștri prin profeți, Dumnezeu, în aceste zile din urmă, ne-a vorbit nouă prin Fiul Său Iisus, pe care L-a constituit lumina neamurilor, lumina vieții. Să-i mulțumim că ne-a dăruit și ne dăruiește mereu cuvântul Său, pentru ca El să fie făclie pentru pașii vieții noastre și lumină pentru cărările deciziilor noastre. Să spunem împreună, fii preamărit, Doamne, pentru cuvântul Tău. Fii preamărit, Doamne, pentru cuvântul Tău, Doamne, prin care ai creat toate, prin care susții universul și îl reînnoiești necontenit, ca el să devină și pentru noi, în viața noastră de fiecare zi, creator, regenerator și mântuitor, noi te lăudăm și te rugăm. Fii preamărit, Doamne, pentru cuvântul Tău. Pentru cuvântul Tău, Doamne, care răsună în biserică, în magisteriul Sfântului Părinte Papa, al episcopilor și în slujirea preoților, ca El să pătrundă în noi, prin intermediul Tău, ca un cuvânt viu, actual și aducător de lumină, noi Te lăudăm și Te rugăm. Fii preamărit, Doamne, pentru cuvântul Tău. Pentru cuvântul Tău, Doamne, pe care ni l-ai transmis cu atâta dragoste în Sfânta Scriptură, și pe care noi învățăm să-L prețuim, să-L citim, să-L medităm și astfel să-L facem să fie cu adevărat lumina care luminează viața și alegerile de fiecare zi, noi Te lăudăm și Te rugăm. Fii preamărit, Doamne, pentru cuvântul Tău. Pentru cuvântul Tău, Doamne, care ne aduce iertarea și milostivirea Ta, mai ales în sacramentul spovezii, prin care ne lăsăm modelați ca și noi să fim milostivi, precum Tu ești milostiv, noi Te lăudăm și Te rugăm. Fii preamărit, Doamne, pentru cuvântul Tău.
pentru cuvântul Tău, Doamne, în care sperăm și care dorim să răsunem mângâietor pentru răposații noștri și să fie mântuirea noastră în ziua întâlnirii cu Tine, noi Te lăudăm și Te rugăm. Fii preamărit, Doamne, pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău, care și astăzi răsună în inimile noastre. Îți mulțumim pentru această duminică a Bibliei, în care putem să reînnoim atașamentul nostru față de cuvântul Tău, dătător de viață veșnică. Dă-ne harul să înțelegem mai bine că numai Tu ai cuvintele vieții adevărate și veșnice. Așa Te rugăm, prin Hristos, cuvântul Tău veșnic, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. All right.
Arată-ți, Doamne, milostivirea și iartă vina noastră. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Doamne, noi îți aducem cu bucurie darurile aducătoare de viață veșnică, rugându-te cu umilință să ne dai harul de a le venera cu fidelitate și de a le oferi cum se cuvine pentru mântuirea lumii, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El a scos din întuneric neamul omenesc și l-a condus la lumina credinței prin misterul întrupării sale. Iar pe cei născuți în sclăvia păcatului, prin baia botezului a renăscut și i-a înălțat la demnitatea de fii ai lui Dumnezeu. De aceea cerul și pământul ți se închină, înălțându-ți această cântare veșnic nouă, pe care și noi, unindu-ne cu corul de îngeri, ți-o înălțăm cântând cu bucurie.
Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui păruncă celebrăm aceste taine, căci El în noaptea în care era vândut a luat pâinea și mulțumindu-ți a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfă prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu preafericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu sfinții noștri patroni și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toată
toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub mine, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui.
Să ne rugăm. Dumnezeule, care îl luminezi pe tot omul ce vine în această lume, luminează-ne, te rugăm, inimile cu strălucirea harului tău, ca să cugetăm pururile acele vrednice de tine și plăcute maiestății tale, și să te putem iubi cu sinceritate prin Hristos Domnul nostru. Vom asculta acum câteva cuvinte prezentate de părintele decan și paroh, programul nostru. Și apoi îl vom asculta pe părintele Eduard Pătrașcu, prezentându-ne Sfânta Scriptură într-o nouă ediție. Iubiți credincioși, celebrăm astăzi prima duminică a Bibliei, după indicația Sfântului Părinte Papa și hotărârea Preasfințitului Petru Gherghel. Scopul este de a ne apropia mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. La nivel diecezan se dorește crearea unui muzeu al Bibliei. Credincioșii care au Biblii vechi și vor să le doneze, îi rugăm să le aducă la biroul parohial. Mâine începem săptămâna familiei în parohia noastră. Părintele Felician Tiba ne va reaminti în cadrul predicilor tematice din fiecare seară despre sacralitatea, misiunea și binecuvântarea familiei care respectă legea lui Dumnezeu. Vă invităm cu căldură să luați parte la acest drum spiritual. Marți seara va fi și o cateheză specială pentru familii la ora 19:30. Începând de astăzi, liturghia de seară, duminica și în timpul săptămânii, va fi celebrată la ora 18:30. Pe data de 1 aprilie la ora 19 și pe 2 aprilie la 10:30, în parohia din Valea Lupului vor avea loc două concerte caritabile. La ieșirea din catedrală puteți achiziționa Biblia pe care să o citiți personal sau în familie. Fiecare creștin ar trebui să citească integral Biblia cel puțin o dată în viață. În Duminica Floriilor, ca în fiecare an, liturghia de seară se va celebra la ora 17, fiind ziua tineretului. Deci nu vor mai fi celebrate liturghiile de la ora 16 și de la ora 18:30. Calea Sfintei Cruci pe dealul Cetățuia condusă de tineri va avea loc marți, 11 aprilie, în Săptămâna Sfântă. Cu recunoștință față de tot ceea ce am semnat această traducere, cu recunoștință față de Bunul Dumnezeu care a îngăduit să completăm opera pe care o terminasem în 2013, dar care avea nevoie de această completare, permiteți-mă în câteva minute, preasfințite, dragi ascultători, dragi colegi, cucernici preoți din altar, să vă prezint câteva lucruri despre această ediție pe care o prezentăm astăzi, repet, ca o completare a ceea ce a însemnat momentul din 28 iunie 2013. Și aș vrea să fac acest lucru în trei puncte scurte. În primul rând, să răspund la trei întrebări. De ce această nouă ediție? În al doilea rând, ce aduce nou această ediție? Și în al treilea rând, de ce e necesar să citim Sfânta Scriptură? Și voi încheia cu un gând de recunoștință. De ce, așadar, această nouă ediție? Se era firesc încă dinainte de publicarea ediției din 2013, pe care o anticipam deja noi doi, împreună cu Pântelea Luis, că va fi fost voluminoasă. Zic, simțeam deja necesitatea și ne gândeam deja la o ediție mai la îndemână. Cu toții știți că acea ediție completă din 2013 și științifică și care rămâne de referință în continuare, mai ales pentru aparatul critic, pentru notele de subsol și materialele auxiliare,
era voluminoasă și rămâne greu de purtat cu sine când e să mergi undeva. De aceea se impunea în mod firesc, natural, să creăm o Sfântă Scriptură, o Biblie, mai ușor de purtat. Și atât că am lăsat un pic de timp să ne ajungă remarcile, observațiile din dieceză, din țară, vis-a-vis de acel text, și vara trecută am muncit ca să facem această ediție. Deci, întrebarea este firească și normală, iar răspunsul este, dacă vreți, congruent sau coerent, era necesară o ediție mai la îndemână, mai ușoară. Și am prezentat lucrul acesta în două formate, formatul mai mare, bicolor, cu niște caractere mai mari, iar și cu o ediție mai mică, curată spun și aici, în mod oficial dorită de Preasfințitul Petru, când m-am dus să-i prezint proiectul de completare a acelei ediții, o ediție mai mică, cu litere mai mici, fără nicio notă, dar o ediție ușor de purtat. Precizez faptul că, dincolo de titlurile sau numele care s-au dat aceste ediții, mai scurte, fără note, textul sacru este complet. Biblia este întreagă. Așadar, ceea ce vedeți, ceea ce vă prezentăm, este, cel puțin conform tradiției noastre catolice, textul sacru complet, întreg. Sigur că pentru a face o ediție așa de mică, trebuia să renunțăm la ceva. Și am renunțat la multe note, am sintetizat și mai mult introducerile la grupurile de cărți sau la cărțile sau la fiecare carte în parte, am renunțat la unele materiale auxiliare. De aceea am ținut să avem textul sacru, în primul rând, al Bibliei la îndemână, și le aveți la ieșirea din biserică, cu siguranță ați văzut și prin presă. Ce aduce nou această ediție? În primul rând, am insinuat deja faptul că am încercat să eliminăm erorile, în general de tehnoredactare, care se infiltraseră în ediția din 2013. Apoi sunt câteva nuanțări care s-au impus oarecum, sau pentru care s-a simțit necesitatea de a fi făcute. De exemplu, veți găsi o notă în sinteză la Evanghelia după Sfântul Matei, capitolul 6, versetul 43, unde se vorbește de acea chestiune atât de dezbătută și nu ne duce pe noi în ispită. Este în ediția de față, ediția mare, formatul mare, există o notă sinteză, urmând ca într-o ediție ulterioară pe care o vom publica, a variantei din 2013, care este deja epuizată de anul trecut, să introducem această notă în forma ei completă. O altă noutate pe care o aduce ediția de față este faptul că, ținând cont de ceea ce observasem în dieceză și în alte părți din țară unde am mers în acești ani, cât privește indecizia, unor chiar neștiința pronunțării numelor proprii din Biblie, sau care apar în Biblie, uitându-ne și consultând materialele de specialitate în această materie ale limbii române, și pomenesc aici doar de lucrarea doamnei Florența Sădeanu, republicată de multe ori din 1972 încoace, și de indicațiile prezente în dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, unde se precizează că limba română încearcă să respecte accentele și tonice ale numelor proprii care provin din alte limbi, ei bine, am decis să introducem grafic aproape pe toate numele proprii care apar în Biblie acest accent, din dorința de a da posibilitatea ca toți cei care citesc pentru sine sau pentru alții Sfânta Scriptură să poată să știe cum se pronunță corect respectivele nume, și astfel, ușor, ușor, și în dieceză și în țară, să ajungem la uniformitate a pronunției corecte a numelor proprii. Repet, nu este o decizie subiectivă, ci ținând cont de normele limbii române, bineînțeles, unele dintre alegeri fiind, dacă vreți, și acum supuse discuției, nu pentru normele limbii române, ci pentru accentul care
provine din limba de origine, că este vorba de ebraică, aramaică sau limba greacă. Și în ultimul rând, de ce trebuie să citim Sfânta Scriptură? Aș da două motive simple. În primul rând, pentru ca să avem lumină. Pentru ca să avem lumină într-o lume atât de obscură cât privește direcția pe care viața noastră o are. Într-o lume în care se propagă așa de multă confuzie, întuneric, cât privește relația dintre om și Dumnezeu, doar Sfânta Scriptură ne poate ajuta să ne amintim că omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, că fără Dumnezeu omul orbecăie în lumină, în întuneric și are nevoie de această lumină, dacă nu pentru altceva, cel puțin pentru ca să se înțeleagă pe sine de unde provine și încotro merge și, nu în ultimul rând, să-și amintească de faptul că fără Dumnezeu omul nu este om cu adevărat. Și în al doilea rând, de ce trebuie să citim Sfânta Scriptură? Pentru că vedem propagându-se tot felul de credințe și idei religioase prin intermediul la diferite grupări, toate dintre ele punând accent sau făcând referință la Cartea Sacră, la Sfânta Scriptură, uneori și de cele mai multe ori citându-se această carte în mod tendențios și, dacă vrem, chiar subiectiv. Și închei cu un gând de recunoștință față de toți cei care au făcut posibilă completarea acestei opere de traducere. În primul rând, mulțumesc Părintelui Alois, cu care am lucrat așa de frumos și la această ediție, sigur, el într-o formă mai redusă din cauza condiției de sănătate, dar care a rămas mereu puncte de dialog permanent în alegerile pe care le-am făcut. Apoi mulțumesc lui Ștefan Tamaș și Dianei Percă pentru ajutorul consistent la tehnoredactare și la așezarea în pagină. Dar n-aș vrea să ajung sau să mă refer numai la cei care au pus umărul la această ediție, ci vreau să-i amintesc și pe cei care dinaintea noastră au lucrat, înainte să ajung eu sau alții, la acest pământ fertil al credinței poporului, unde au semănat cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să-l amintesc pe Părintele Peterca, Vladimir, aici în altar, pe Părintele Anton Budău, primul colaborator al Părintelui Alois Bulai, apoi îl amintesc pe Părintele Eduard Sechel, care și el a semănat în inimile studenților, inclusiv, dacă țin bine minte, și în viața Părintelui Alois, sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Îi amintesc apoi pe colegii care astăzi, la seminar, continuă această lucrare de răspândire a Bibliei, Părintele lui Iosif Antile, Părintele Iulian Faroanu, și bineînțeles Părintele Alois, care lucrează în continuare acolo, așa cum și atât cât poate. În ultimul rând, mulțumesc episcopilor și de aici, de la Iași în primul rând, și apoi de la București, care au susținut această lucrare, încurajându-ne să o completăm. Ar mai fi un preot care mi-a fost chiar alături în acești ani, mai ales în ultimii 3 ani și jumătate, nu-i pomenesc numele din motive personale ale dânsului, căruia îi mulțumesc public pentru sprijinul și pentru toată încurajarea. Să dea Domnul ca fiecare dintre voi să luați cuvântul lui Dumnezeu în mână, orice familie să o aibă, și să o citiți din când în când, eventual duminică la masă, propunând un text din Sfânta Scriptură, și vă asigur că se ia, că se creează o dependență, dar e dependența de Dumnezeu. Avem așadar o comoară, avem pe Dumnezeu, avem lumina sa. Avem cum să ne oglindim în Sfânta Scriptură și suntem bucuroși să le mulțumim celor care au făcut posibilă această prezentare a Cuvântului Divin, a Bibliei în limba noastră. Sigur că sunt multe ediții, dar aceasta este una din edițiile care s-ar numi Biblia de la Iași. Sigur că e o mare bucurie și o recunoștință pentru cei
care au avut acest curaj. Vreau să ofer părintelui Alois o cruce, care să fie un simbol pentru toți cei care au lucrat la această Biblie, el coordonând toate. O cruce care este a episcopului Anton Durcovi, cel mai primit și altă dată, dar vreau să primească pentru această muncă particulară, specială, cu dorință de sănătate și cu putere de muncă mai departe. Da, de asemenea, pentru oficiul nostru, pastoral al Bibliei, și pentru toți cei care au lucrat și continuă să lucreze în acest oficiu sau în munca pentru această Sfântă Scriptură, oferim părintelui Eduard Pătrașcu să fie la biroul acesta oficiu pentru pastoral al Bibliei această cruce cu recunoștință și cu încurajare pentru a munci mai departe în această direcție. Noi uităm pe cei pe care deja i-a amintit Părintele, sunt aici în altar, care au iubit Sfânta Scriptură, o iubesc și o propun părinții profesori pentru Sfânta Scriptură dinainte și de astăzi. Sigur că avem pe Părintele Vladimir, și pe Părintele Antili și pe Părintele Fărăoanu. Le mulțumim frumos și celorlalți care vin de la seminar și mulțumim și celor care au susținut această lucrare și cu credincioșilor noștri, cu sugestii și sigur cu bucurie că avem un asemenea tezaur, tezaurul nostru, tezaurul Scripturii Sfinte. Să fie Domnul mereu preamărit și lăudat și să avem în viața noastră lumină. Ne plecăm fruntea pentru a primi binecuvântarea cu care ne întoarcem acum acasă, să fim noi o lumină vie ce umblă prin lume. Domnul să fie cu voi! Ocrotește, Doamne, pe cei care te imploră, întărește pe cei slabi, pe cei care umblă în întuneric cu morții, însuplețește necontinuit cu lumina ta și ajută-i să ajungă la lucrurile cerești, pe cei care îi ferești cu milă de toate relele, prin Hristos Domnul nostru. Vă binecuvânteze Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.